Salut și bine ați venit pe canalul Bedfish Wood and Epoxy Resin. În clipul de astăzi vă arăt cum am făcut o masă rotundă din lemn de nuc și rășină epoxidică, în care am înglobat niște cartușe de vânătoare, așa cum a fost cerința clientului. De câte ori încep un proiect, după ce vorbesc cu clientul, care îmi explică ce dorește, eu știu deja cum va arăta la final acest proiect, chiar înainte de a mă apuca. Și în funcție de asta, parcurg toți pașii pentru a obține exact ceea ce mi-am imaginat. Începem ca de obicei cu alegerea lemnului pentru a obține cea mai bună combinație de forme, culori și așa mai departe. Mă asigur că dimensiunea și așezarea o să fie perfectă pentru ceea ce vreau să obțin. Când am decis modelul final, așez lemnul și de această dată improvizez un cofrag în care să efectuez turnările rășinii. Când totul este pregătit pentru turnare, pregătesc rășina pentru primul strat, care va fi negru, pentru a avea un contrast bun cu cartușele, care vor fi așezate ulterior. În timp ce urmăriți cum este turnată rășina și cum aceasta se întinde prin toate colțurile lemnului, vreau să vă amintesc să nu uitați, să dați un like, să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate clipurile pe care le postez, sperând că acestea vă sunt de folos sau poate doar pentru că vă place ceea ce vedeți. Poate chiar să lăsați un comentariu cu ce vă place sau cu ce nu vă place și ce doriți să vedeți aici pe canal. Toate ideile sunt binevenite. După ce rășina din primul strat s-a întărit, pregătesc suprafața pentru a mai face o turnare tot cu rășină neagră, pentru a avea un prim strat negru mai gros. Având în vedere că nu am făcut un cofrag închis ca de obicei, indiferent cât am încercat să izolez lemnul cu silicon, tot am avut câteva scurge de rășină, care nu au fost foarte mari din fericire. Să ai scurgeri de rășină după ce torni o cantitate considerabilă este ultimul lucru pe care ți-l dorești, deoarece este aproape imposibil să oprești asta și pe lângă pierderea rășinii este un dezastru peste tot până se întărește. Nu cred că mai are rost să vă spun că această flacără mă ajută să scap de bulele de la suprafața rășinii și o folosesc mereu de câte ori torn rășinii. După ce se întărește și nivelul rășinii negre în cazul de față este acolo unde vreau, pregătesc cartușele care vor fi așezate pe rășina neagră. Le curăț bine pentru a nu avea praf sau alte impurități care se pot dispersa prin rășina transparentă, care va fi turnată ulterior. Așez cartușele în poziția în care mi se pare că stau cel mai bine. Acum urmează niște pași foarte importanți. Pentru a obține un rezultat perfect, o rășină transparentă fără bule sau microbule. Mixez cu viteză redusă rășina pentru a omogeniza bine părțile A și B, încercând să creez cât mai puține bule. După ce am mixat foarte bine rășina, pregătesc vasul pentru vacuum, unde o să introduc rășina pentru a elimina toate bulele și microbulele. Vedeți aici cum toate bulele sunt scoase la suprafața rășinii. După eliminarea acestora, torn lent și cu grijă rășina printre aceste cartușe, pe care, după cum bine vedeți, nu le-am prins în prealabil pe bază, pentru că știu din experiență că nu vor pluti în rășină. Chiar dacă se mișcă, le pot reașeza în poziția dorită. După ce am turnat rășina transparentă, este mai important ca niciodată să folosim flacăra pentru a scoate bulele formate în urma turnării pe suprafața rășinii. Când rășina a început să se întărească, așteptăm ca aceasta să fie în stadiul în care vedeți aici, moale la atingere. În felul acesta, când turnăm stratul succesiv, nu este nevoie să mai zgâriem suprafața, pentru că vom avea parte de o priză chimică între cele două straturi. După ce rășina s-a uscat, am planat și am tăiat marginile pe rotund pentru a-i da forma finală acestei mese. Având în vedere că pe spatele acestea avem niște diferențe de nivel, va trebui să turnăm niște rășină pentru a nivela spatele mesei. Prima dată șlefuim puțin marginea pentru a putea lipi niște bande adezive de hârtie și a face o margine unde completăm rășitul. După ce am lipit banda adezivă, torn rășina în locul unde vreau să completez pentru a avea un spate perfect la această masă. Cu un bețișor ajut rășina să se autoniveleze și las să se întărească. Odată întărită rășina, încep finisajul propriu-zis al mesei, bineînțeles începând cu spatele acestea. Acum încep finisajul pe fața mesei. Prima dată înlăturând urmele lăsate pe lemn și rășină de freza cu care am planat suprafața. Odată înlăturate aceste urme, completez micile găurele și crăpături rămase pe suprafață. Ca de obicei, lampa și lumina acesteia mă ajută să văd orice imperfecțiune sau zgârietură. Pe fața mesei, pe lemn, folosim un șmirghel de până la 320 granulație pentru a da lemnului un aspect satinat și aproape lucios. După ce am șlefuit lemnul, îl acopăr cu banda adezivă de hârtie pentru a trece la polișarea rășinii. Decupez exact banda adezivă după conturul lemnului pentru a nu lăsa nici măcar o bucățică neacoperită. Când totul este acoperit perfect, folosesc pasta cea mai abrazivă pentru a elimina și ultimele microzgârieturi de pe suprafața rășinii. Iar apoi, treptat, trec prin 4 tipuri diferite de pastă și bureți pentru a avea rezultatul dorit și aspectul de sticlă la suprafața rășinii. Suprafața acum este perfectă, deci curăț lemnul de praf și de eventualul lipici rămas de pe banda adezivă cu acest cleaner special de la Rubio Monocat. Las lemnul să se usuce, după care trec la tratarea acestuia cu uleiul cu care v-am obișnuit deja, adică Rubio Monocat. Prima dată ung spatele mesei, apoi trec pe fața acesteia. Iar acesta este rezultatul final mult așteptat, care arată exact așa cum m-am gândit că o să fie, chiar de la alegerea lemnului. Vă las să priviți rezultatul și frumusețea acestei mese. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal dacă nu sunteți abonați și să lăsați un comentariu care este binevenit să îmi spuneți părerea voastră despre această masă. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim la următorul proiect, care va fi, zic eu, la fel de spectaculos.